Mihai Eminescu. Suferim, răbdăm, vrem, visăm, dar nu înfăptuim. Naționalitatea trebuie să fie simțită cu inima și nu vorbită și cântată la întâmplare. Este nevoie de moravuri, nu de arta de a vorbi. Este nevoie de modestia vieții, nu de repeziciunea cuvântării. Este nevoie de fapte, nu de vorbe. Sfântul Ioan Gură de Aur. Unde ne sunt faptele? Unde ne este inițiativa? Unde ne este Basarabia, Timocul, Moscopole? Eu îmi slujesc țara prin puterea glasului. Dacă ne facem datoria, ne merităm numele de român, re. Și duce mar, nu știu drumul, dar zâmă-i zi, zâmă-i zi. Da, învața m-a urât-o, da, zâmă-i zi, zâmă-i zi, zâmă-i zi. Cucuba măi. Și duce mar, nu știu, cararea, da, zâmă-i zi, zâmă-i zi. Da, învața m-a supărarea, da, zâmă-i zi, zâmă-i zi. Cucuba măi. Da, frunza verde nu mă crede, da, zâmă-i zi, zâmă-i zi. Da, pe frunza verde nu mă crede, da, zâmă-i zi, zâmă-i zi. Cucuba mă. Da, mă crede ce uscată, da, zâmă-i zi, zâmă-i zi. Dacă-i mai de mult e mâncată, da, zâmă-i zi, zâmă-i zi. Cucuba mă. Dăm drumul din temniță, Iisuse. Sau ia-mă la tine, Iisuse, la cer. În lanțuri mi-s mâinile puse, mi-e sufletul doruri apuse. Și în lanțuri menit sunt să pierd. Ucide-mă, Doamne, cu pietre, sau leagă-mă în negru pământ. Ucide-mă în chinuri încete, o travă să beau dăm cu sete. Că aici e mai greu ca mormânt. Oh, și o fardeal, ardeal, ardeal, da, zâmă-i zi, zâmă-i zi.
Da, nu te-am mai văzut de un an, da, zâmăi zâ, zâmăi zâ, cucuba mă. Hai, da, de un an și jumătate, da, zâmăi zâ, zâmăi zâ, da, dușmanița au avut parte, da, zâmăi zâ, zâmăi zâ, cucupa mă. Azi noapte, Iisuse, mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Hristos. Luna venea după el în celulă și se făcea mai înalt și mai trist. Mândre, mâinile lui le păreau crini pe morminte, pe glezne avea urme de cuie și rugină. Am simțit cum încade capul pe mâini și am adormit 1000 de ani. Când m-am trezit, miroseau paiele a trandafiri. Am întins mâinile, brațele, nimeni, tăcere. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele, m-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui. Și o fardeal ardeal ardeal, da, zâmăi zâ, zâmăi zâ, dar nu te-am mai văzut eu n-am dat, zâmăi zâ, zâmăi zâ, cucuba mă. America. Tătai zis, mamă, să scriu, dacă în America viu, că ce viață e aici și cum lucrăm prin fabrici, muncim ziua și noaptea, alături cu moartea și pe cât lucru-i de greu, plătitu-i destul de rău, că nu știu, oare de seară vin eu acasă iară, sănătos pe cum m-am dus, ori aducem ori pe sus, până fac eu bănișori, vârși și roaie de sudori. Așa vin
mama acasă, din America, bănoasă. Aiudul, pâruaș apă domoală, face-te-a neagră cerneală, să-i scriu lui Bădița că mi-l mâncă temnița, temnița Aiudului, poarta Țarigradului și sorosa Cătălina îi duce prânzul și cina, iar el așa grăia. Soră, surioara mea, astă noapte am visat un vis mare, minunat, două pânze albe lungi și înaintea pânzelor măr doi corbi și croncănesc și înapoi sunt stâni de oi, iar ea așa grăia. Frate, frățiorul meu, cele două pânze lungi, calea voastră până la furci, cei doi corbi ce croncăneau, domnii ce vă judecau, cele două stâni de oi, merge lumea după voi. Frunzuliță de cicoare, am ustau la închisoare, n-am nici mamă, n-am nici frate, m-au închis pentru dreptate. Atâta cunosc pe-i vară, pe-o biată luzișoară, ce-o înfrunzit la temnicioară și o văd pe ferestioară. Som parava tu cu carte, trima som parava tu carte la fe. Ti le vedi pasavate. Să nu-și facă rotim flori, nu le rămân feciori. Să-și facă rotim mierie, cum muri feciori, omnie. Bată-te, America, bată. Bată-te, America, bată, vă dor. Bată-te, focul din stele și dorul mândru mele, bată-te, America, bată-vă și te-așează-ndată.
Da, la fereastra încuiată și îi spune închinăciune de la întreaga națiune. Îi spune închinăciune de la întreaga națiune. Se ghedine, se ghedine, o, fo, 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 pământul cum te mai ține. Mureștița până când, mureștița până când, mai rabdă pe pământ. Mureștița până când e mai rabdă pe pământ. Da, verde-i bradu și stejarul, oh, fo, 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 fo. Dar n-a mai hi cum vre dușmanul, punem umăr doi cu doi, și-a mai hi cum vrem și noi. Da, punem umăr doi cu doi, și-a mai hi și cum vrem noi. Patriotismul nu e o virtute suficientă. Este nevoie și de inteligență, bun gust, bun simț, creativitate, hârnicie. Fără aceste ingrediente, patriotismul devine sentimentalism de mahala, refugiu al lipsei de identitate personală și de competență. Mulți se lipesc pe identitatea patriei pentru că nu sunt buni de nimic, sunt mediocri în profesiunea lor. Vasile Lucaciu, Iuliu Maniu, Eugen Ionescu, Enescu, Eminescu, Vasile Voiculescu a avut demnitate și noi stăm pe sacrificiile unor oameni și trebuie în ziua de astăzi pentru toate acestea să-i mulțumim la Dumnezeu. Până noi nu vom avea pe Dumnezeu lângă noi și să știm împărți ce avem, nu numai să adunăm, nu va fi bine. Trebuie să înlocuim lingușala cu demnitatea și bârfa cu admirația. L-am citat aici mai înainte la început pe Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur, pe Eminescu. Și încheiem seara aceasta cu Eminescu. Răsai asupra mea lumină lină, ca în visul meu ceresc de odinioară, o Maică Sfântă, pururea Fecioară, în noaptea gândurilor mele vină. Speranța mea tu nu lăsa să moară, din inima mea dâng noiam de vină. Privirea ta de milă caldă, plină, îndurătoare asupra mea coboară, străin de toți pierdut în suferința adâncă a nimicniciei mele. Eu nu mai cred nimic și n-am tărie, dă-mi tinereța mea, redăm credința și reapar din cerul tău de stele.
ca să te ador de acum pe veci, Maria. Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Nu lăsa, măicuță, scapă-ne de patimi și de pofte rele și ne schimbă în mândre mărgăritări. Cu forță, nu lăsa, măicuță, să suntem fii lacrimi.
bunicul drag, lăsat-o mare, să spun o poveste despre trecutul nostru istoric și despre Vasile Lucaciu. M-am gândit bine ce să spun, ce să cânt și totul să fie sub control. Să nu abuzez de răbdarea dumneavoastră. Este bine să ne cultivăm răbdarea. Putem să ne cultivăm răbdarea. Dacă ne ducem la biserică, dacă ascultăm evangheliile din fiecare duminică, dacă suntem buni, dacă suntem smeriți, dacă suntem darnici. Asta ne învață. Vin sărbătorile Crăciunului. Hristos ne învață să fim darnici. El este călător, se naște în sărăcie și El ne spune că trebuie să fim buni. Mă cutremur când aud nume de astea, Vasile Voiculescu. Mă cutremur când aud Mihail Jora. Mă cutremur când aud Vasile Lucaciu. Când aud Iuliu Maniu. Bă, dar zic eu, ce fel de om îs pe lumea asta, mă? Ori eu fac ceva pentru lumea asta? Și de fiecare dată trebuie să răspund. Am venit cu tare drag și mi-am asumat asta pe sănătatea mea, pe glasul meu. Eu vin de la Cluj, am avut repetiție generală cu orchestra operei, poi mâine de Sfântul Andrei am un concert la Opera din Cluj. Participă orchestra simfonică de la operă, dirijorul Tiberiu Soare, așa, colegi de-a mei din universitățile de muzică, și spun o poveste. De 1 decembrie sunt la Groșii Băie, auziți, Groșii Băie, un sat unde la fel cânt un concert care se leagă de ziua Unirii, aș spune eu, și ziua națională. Se întrebau, mulți se întreabă câteodată, bă, de ce e ziua națională, că nu ne putem veseli și-i frig? Au avut discuția asta, auzeam când vorbeau. Mă, atunci a fost vremea, mă. Asta am vrut să le răspund. Atunci a fost vremea. Eu asta fac. Icoanele mele sunt horile. Și Dumnezeu a avut grijă de mine. Și dacă Robert m-a rugat să vin aici, am zis, Robert, sunt foarte prins, foarte aglomerat și vreau să vă țin de cuvânt, dar și să spun o poveste. Nu mi-a fost ușor să selectez versuri din închisori, să spun despre America, unde a fost străbunicul meu. M-am dus să văd case, unde a stat case, unde stăteau românii când au lucrat în 1908, au fost în America. Am văzut casele acelea și am venit cu atâta drag. Dar de aceea am spus și de patriotism și cu asta închei, pentru că trebuie să fim atenți ce spunem. Patriot, patriotismul nu se dobândește, nu se moștenește, se dobândește prin performanță. Minoritățile, noi aici trăim cu unguri, trăim cu sași, trăim cu ucrainieni. Noi trebuie să fim buni, pentru că ei contribuie la propășirea identității noastre prin performanțele lor. Și să ne iubim țara. Am cântat mult în lumea aceasta și, repet, vă mulțumesc mult că m-ați invitat și m-am gândit bine. Astăzi a venit managerul filarmonicii de aici și m-a rugat că concertul de la Cluj să-l facem aici. Și am promis și mi-am trecut în cartea, așa, de note și tot ce am, concert pentru la anul 2023, concert cu orchestra filarmonicii de aici, cu tot ce fac la Cluj poi mâine. Cine are vreme, vă rog să veniți la concert, să vedeți ce ispravă am făcut eu cu orchestrele academice, cu Ligeti, cu
Rachmaninov cu Chopin, cum se îngemânează Tilinca și fluierașul ăsta pe care îl vedeți este din New Delhi, pe la Calcuta, pentru că am cântat pe acolo. Și am zis, bă, să iau un fluier, o să văd cum sună și aista pe lângă fluierile noastre. Dumnezeu să vă dea sănătate. A fost un public minunat. Ați avut o răbdare fantastică. Fantastică. Și vă mulțumesc mult să aveți sărbători, cum se spune, cu lumină și cu bucurie. Doamne ajută!